și nu am găsit la loc, n-ai cu exerciții de matematică. Nu e? N-am auzit, măi, dar mai spus. Lecția, sau cum se spune, în ziua fără tine, este jumătate la carte. Deci dacă nu ești pus să debutăm așa frumos în lecții, e complicată pentru mine. Toată ziua nu mai merge. Nu merge deloc. Așadar, zicem, tema pentru acasă, pentru acasă. Toți zicem la pentru acasă, dar tu nu vei cu nimic. Da? Așa, asta. A, treia. Fii atent, veneam de la Albina, acum aș mai aminte, nu e o problemă. Uite, vreau să calculez suma următoare. Este egal cu 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8. Egal. Deci 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8. Începem, da? Hai, începe să vorbești cum gândești, că mă interesează foarte tare. Ce? Fă-ți un plan de lucru, cum? 1 minus 2 nu poți. Hai, vreau să-mi pus problemă. Dar dumneavoastră să știți? Ba, ar trebui să știu, dar aici sunt în încurcătură, că 1 minus 2 nu mă descurc. Dă-mi tu o idee. Cum să facem? Adunăriți câte ori acestea. 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8. Vrei să începem numai până la 4? Hai să începem numai până la 4. Numai până la 4 se depinde de asta. Până la 4. Mă fac întoarea cu plus. Cât fac ea cu plus? 18. Deci, e idee deșteaptă. Deci la 16 este pus în prima parte. Deci vine 1 plus 4 plus 5 plus 8. Minus 2, minus 3, minus 6, minus 7. Și ai zis că fac 18 aici. Nu știu, eu merg cu una ta. Tot 18. Deci vine 18 minus 18? Da. Foarte tare. Adică cât faci sub asta? 0. Formidabil. Deci am venit la numate scăzute. La numate scăzute, care va fi secretul? Știi ce? Uite, mai fac, mai dau, îți dau o căută. Deci, vreau să descoperi tu șmecheria. 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8 plus 9 minus 10 minus 11 și plus 12. Deci sunt discat de cât de la 4. Deci, asta vreau. Deci 1 minus 2 minus 8. Adică copii până la 8. Da. Și urmă, deci plus 9 minus 10 minus 11 și plus 12. Deci e cea de sus? Până la 8. Până la 8. Deci nu mai calculez până la 8, nu? Deci plus acolo la 9 și la 10. Deci plus 9 minus 10 minus 11 plus 12. Practic, e suma de mare, dar mai adăugit-o, am mai adăugat. Știi cum face? Cum fac? Nu o spun. A? Trebuie să-mi spui ce fac aici. Da, de ce? Păi ca să ieși în drăgurcătură. Adică tu ce faci acum? Spune-mă și mie. Hai, vorbește, te rog. Dar poți și eu să calculez? Bine, poți să calculez, dar eu cum stau aici? Și nu mai zic ceilalți copii care se uită pe film. Dar trebuie să facem lecția activă, să vedem. 8 cu 2 și
Și mai avem 10. Mai am 11. 9 și 11 încă 10. Interesant. Da, n-ai tu o idee mai deșteaptă? Durează prea mult. Că muncim mult așa. Nu prea. Dacă tu ai venit cu idei deșteaptă, că vezi că e suma asta, e cea de înainte, până la 8, și am mai pus eu câțiva. E cea de înainte, până la 8. Nu, da. Dacă e cea de înainte, mă adaug. Păi da, da. Mai adaug bucata asta. Deci asta e inclus. Asta. Asta e inclus. Cealaltă ai făcut, ai pus. 42. Cât face asta de înainte? 42. Cât face asta de înainte? Prima. 8. Cum? Toată asta, toată asta. Pe prima. Așa. Că ai de sus. Asta de aici. Asta așa. 18. Cum să fie? 3, 6. Uite, mă! Uite, 0. Doamne, e muncită, mă! Ce nu stai să mai duci noi? Deci e zile cu asta. A zis, nu fost atent, eu m-am scăpat. Am înțeles. Deci faci 0, 0 plus bucata asta. 0, pun cu roșu, că e bucata din înainte, și plus asta, care urmează acum. Ei, cum o faci tu pe asta? Dar trebuie să folosim toate. Toate numerele. Păi da, dar asta e muncită. Și le fac pe toate? Uite, uite ce spun. Bucata asta a muncit-o mai sus. Și ce nu asta are să mă mai duc la ea să o stric? Până aici e muncită. E o șmecher, știi? Nu mai e albă, nu o stric. Nu o stric, că îi știu dezvoltat. 42. De ce? Azi ai făcut 0, nu? Și asta, cât o face asta acum? 42. De ce fac 42? Merg 9 și cu 1 de 10. 9 și cu care 1? 1 de la 11. Păi da, asta e scădere. Trebuie să așezăm cu ăștia cu plus, nu? Asta e șmecheria. Ăștia cu plus sunt 3. Păi dar care cu plus? 9 și cu 12. Uite, 9 are plusul în față. Deci vine plus 9, plus 12, asta știi tu. Și minus la sfârșit 10 și minus 12. Ia să vedem ce faci. Calculați. Hai, hai, ajuți, ajuți. Calculați. Hai, te rog frumos. A scris 10 minus 11 și nu se poate. Păi, păi nu. Păi, 11 minus 10. Păi, dar lasă-i, mă. Tu știi cum se face. Ai adunat pe ăștia pozitivi. Păi, scriu minus 1. Că a scris așa. Dar noi știm să facem asta. Ăștia care sunt cu plus de adunat pe o parte, adunat și cu minus, noi cât face? Ia te rog. Cât fac ăștia? Deci e 0 de înainte ăsta. Și cât fac 9 și cu 12? 9 plus 12? 42. O să fie 42. 9 și cu 12? 21. Bun! 21 minus 21. Așa e să scad. Că e datoria. Asta e datoria. Deci, din nou, minus 21 și face 0. Face 0 cu 0. Și finalul este 0. Odată suma asta. Băi, dacă... Facem acum? Mai facem încă una. Nu, una cu ani. Dar când eu duc și la ne, hai să te prinzi de toate, că vreau să-și mecheria. Aici vreau să te aduc aici, că prietenii noștri acum stau cu ochii, sunt nebuniți. Și noi să ne facem dovadă că ne-am prins. Ia să văd eu suma una. 1 minus 2, minus 3 plus 4, plus 5, minus 6, minus 7 plus 8, plus 9 minus 10, minus 11 plus 12, și plus 13, minus 14, minus 15, plus 16. Dacă e mult, te-a spus. Da. Că vreau să fie o chestie inteligentă, nu am să mă fiu. Da, vreau. Bine, hai. Deci,
minus 2, minus 3, adică o copii pe asaltă până la 12. Am copiat-o pe aia până la 12, perfect. Și urmă am zis, plus 13, minus 14, minus 15, plus 16. I-am mai adăugat eu, 4 termeni mi-a dat. Asta e șmecheria. Deci la suma de înainte, mai eu cu tică 4. Data trecută tot 4 am aranjat. Deci crezi că asta e o chestie foarte tare, mi-a dat 4. La suma de înainte. 2, 0, 0, 0. De unde să fie 0, mă? 0-0. Adică, până la 12 ai să mai muncim pe la asta? 0-0, domnul profesor, ascultați-mă. Deci la asta mai muncesc cât este asta? Că spun corect. Da? Deci asta cât este? În mod sigur? 0. De unde știi că e 0? Pentru că mai să s-a făcut. Am făcut-o, sigur că da. 0. Plus. Acum hai să muncesc. Acum hai să muncesc. Nu, eu nu muncesc. Hai de-o frumos, mă ajut. Mai muncesc. Pentru că 14 cu 15 de 19. 14 cu? De 29 și 13 cu 16, 29, 29 minus 29, 0. 29 minus 29 va fi, da? Da, în adevăr, 29 minus 29. Și faci iar 0, atunci este tot 0. Da, s-a prins. Mă rădăre, ce spune? Dacă te prinzi la următoarea, ești cel mai fericit. Cel mai fericit. Ia uite. Suma următoare. 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8 plus 9 minus 10 minus 11 plus 12 plus 13. Și mă opresc. Și cât faci? La cât? La 13 mă opresc. La 13. Ia-ți problema mai repede. Să termin mai repede. Bă, dacă îți făcă frația asta, ești tare. Zero! No. Ești smerit. Trece! Face 13! Foarte tare! De ce? Că până în 12 e cucită și face 0 și urmă în 13. Deci asta face 0. Da? Și am luat 13. Imediat, mă, trebuie ideea asta trebuie să-și mechirii asta, dacă ai prins-o, e foarte, foarte fel. Te dați până la 21. Păi, până la 21. Ies egal cu 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8 plus 9 minus 10 minus 11 plus 12 și așa mai departe, după regula asta, până încep cu 1, cu 2 de minus, 2 de plus, 2 de minus, 2 de plus, 2 de minus, 2 de plus. Până la cât? Până la cât? Uite, spune, până la 20. Și plus 20. În fața lui 20, cine ar fi? Dar minus 13. Este minus 13, din puncte, puncte. Minus 13. Doar minus? Deci, dar după 12 ce urma? Plus 13. Plus 13. Da? Așa zis. Plus 13, minus 14. Și întrebarea mea este în fața lui 20. Cine se va? 19. 19. Dar cu ce se va? Se va 19 sau adunat 19? Uite, la 12. Scăzut. Scăzut. Excelent. Deci minus, minus 9, și e legat cu plus 19, foarte bine, așa. Și în fața lui 19, cine este? După 14, minus 19. Nu, după 14. Sunt după 14. Hai să completăm noi. Da, hai că e foarte tare. Așa. Deci 13 minus 14 minus, deci un minus sau un plus? Plus. Fii atent. A fost minus. Minus 15. Iată, 2 cu plus, 2 cu minus. Acum ce va fi? Plus. Plus 16. Plus 17. Atenți. Da. Plus 17. Minus 18. Da. Minus 19. 19. Plus 20. Cât face suma asta?
și eu vreau să te gândești bine. Vreau să te gândești bine la șmecheria asta. Ați adăugat 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Acum trebuie să le calculez. Dar la 16 ne-am muncit? Până la 16 nu știm? Uite, poate până la 16. Adunarea toate până la 16. Că 0. 0 până la 16. Deci toată bucata asta așa e 0. Deci va veni 0 plus e, asta. Cât faci asta? 17? Zero! De unde știi mă că faci zero? Pentru că am făcut 17 cu 20, dă 37, 9, 18 plus 19, dă 27. 37. 37. Și 37 minus 37, da? Zero. 37 minus 37, face zero. Dar e câte ori zero? Da, este un joc formidabil de tare. Aici, aici, să-mi spui tu, acum, eu vreau să mă opresc la 28 și îmi dictez tu până la 28. Eu? Da. Deci până, până la 20 știm. Nu mai scrie, nu mai scrie. Până la 20 știm. Până la 20. Și acum sunt până la 28. Deci ies. E cam cu 1, minus 2, minus 3, plus 4, plus 5, plus 6, minus 6. Minus 7, minus 8. Plus 8. Ați văzut cum pun eu? Nu, 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 plus 8. Da, 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 plus 8. Plus 9, minus 10, minus 11, plus 12, plus 13, minus 14, plus 16, plus 17, minus 18, minus 19, plus 20, plus 21. Plus 22. Plus 21? Minus. Așa, minus 22. Minus 23. Așa. Puncte, puncte. Stai. Plus 24. Plus 24. Plus 25. Plus 25, foarte bine zis. Puncte, puncte. Nu, la 28 mă duci. Plus 24. Plus 25. Minus 26. Minus 27. Plus 28. Așa. Minus 0. Și acum tu trebuie să ai bucata asta. Ce egal cu 0? Plus. Am spus și pe mine ca să mă calculez. Acum? Și pe dumneavoastră trebuie să calculez. Nu. Le împărțim echipe de câte 4. Facem grupa asta de 4. Da, de 0. Cum o faci pe asta? De 0. De unde știi că de 0? Pentru 25 cu 28. 21 și 24. De 53. 40. 21 și 24 face 45. Dar eu vorbeam de jos. Ah, dar se face și pe asta, că nici asta nu e făcut. Că până în 20 am făcut o dată trecută. Deci 21 și 24? Zero. Deci face 41, vorbește. Minus 41, da? Deci face zero. Plus, plus, asta cât face? 25 cu 28. 0. 0. De 0 și asta, 40 și cât din 50 și... 50 și... Hai că zi-vă-ți cât face, 50 și... Nu 56. Nu 56, de 0. A, totalul 0, da? 0. Dar vedeți că se prinde 25 plus 28.
Face 50 și... Face 53. Da. 6 cu 7 dă 3 la final. Face 10. 3 și cu 2, 5. 53. 53 minus 53 egal cu 0. Total 0. V-am spus că dă 0. Bun. Și n-ați vrut să mă ascultați. Și acum îți dictez eu suma și tu dai rezultatul de dată. Suma este 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 minus 7 plus 8 plus 9 și așa mai departe. Scriu pe ultimă echipaj plus 25 minus 26 minus 27 plus 28, adică în puncte în puncte am respectat rețeta asta, perfect. Adică... Și plus... Plus 100. Cât face rezultatul ăsta? 100. De ce 100? Pentru că până la 28 am dat până la 0. Plus 100, 100. Asta e. Excelent. Da? 100 face. Rezultatul ăsta face. Deci până la 28 era făcut și atunci tu ai înțeles bine. Mai avem 8 minute. Mai avem 8 minute. Deci prietenilor noștri îi spune așa. Le spunem că se... Să are credere. Dacă vă așa, trebuie să calculați că dacă ați calculat până la 11, 12, 13, 14, nu mai calculați partea aia. Calculați o dată în plus. Asta e șmecheria, cea mai tare. Deci nu mai luăm de la început. Ci dacă luăm de la început, am făcut începutul. Acum trebuie să facem a doua parte, care mi-a dat-o. Sigur, vedem partea care se adaugă, aceea muncim. Ce rost are să mai muncim la cea pe care am făcut-o de așa? Cu... Dacă vă dă... Păi, da, mie îmi place treaba asta, gândiți-mă totuși la ea. Deci ce tare este? Adică... Dacă vă dă asta... Așa. Zero. Așa este. Adică poate cu 15 putem... Cu asta 29. 29 minus 29 face... Zero. Da. Deci bucata, câte 4 am adăugat eu? Uite, până la 16, 4. Până la 20, ce ți-am mai adăugat de la 16? Tot 4. Și care îi face tot 0. Asta e tare, mă! Da, mă, dar asta am făcut. Iar aici am adăugat, de la 20, am adăugat 2 echipaje de 4. Până la 24 și până la 28 ori echipaje. Și ați spus o și pe care nu face nimic. Așa, asta era. Asta. Să nu făcea nimic. Da, deci foarte tare. Dar dacă mai scriați minus, 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 ca să dea 100 și să dea 100 minus 100 de 0. Sigur, dacă aș fi, dar eu n-am dorit să, adică să atenționez așa, că până aici am făcut și mai pun pe cel care îl pui, ăla este termenul care va fi final. Uite, prietenii noștri care s-au prins, îi spunem așa. Astăzi am făcut o lecție foarte tare, foarte interesantă. Mă, sigur că da. Dar îi spunem lor că șmecheria asta merită să o țină minte. Deci când ai făcut o bucată și ai adaugat ceva și bucata ai făcut-o, știi? Da. Nu merită să-i dat ceva. Nu mai calculezi. Sigur, asta este esența. Așa că trecem repede. Domnul profesor a spus că vreți să nu mai uitați. Să? Nu mai uitați la probleme. Fac acum repede. Repede o problemă. Vă ajut? Deci, vreau acum să facem o problemă foarte tare. În 6 minute. În 6 minute, da. Să duce vestea, să vezi frumos. Am văzut să vedem că în 5 minute. Uite. Mai puțin decât un sfert din vârsta natură. Are cu
un sfert din vârsta ta. Câți ani are Mario? Marius nu are 32 de ani. Poftim? Marius nu are 32 de ani. Marius nu are 32 de ani? Ai 42. Lasă-mă la 32. De data asta lasă-mă la 32 ca să fie și el mai tânăr. Da? Cum era înainte, cu 10 ani în urmă. Cum era cu 10 ani în urmă? Și spui că am făcut o problemă, tată, cum erai tu cu 10 ani în urmă. Deci, tata are 32 de ani. Mario are un an mai puțin decât un sfert din vârsta ta. 3 minute. Hai, bun. N-am greu, vezi pe segmente. Vezi pe segmente, da. Dacă nu o să plusul scal, dar trebuie să spuneți totul. Nu am spus. Da. Trebuie să spuneți total. Trebuie să vezi cât face un sfert din 32. Ce înseamnă un sfert din 32? Cât? 16 și 16. Asta e jumătatea. Jumătatea e 16 și 16. Dar sfertul? 6. Ia să fii gândit mai atent. 5. Păi, de 5 ori cât de 4 nu fac 32. Înseamnă că te-o dat în 2 ori. Dacă trebuie să facă. 32 trebuie să facă total, nu? Și eu vreau un sfert. Adică trebuie să împarți în câte părți egale pe 32? Sfertul? În 4, sigur că da. În 4. Nu, vreau 24. Ia să vedem dacă 32 îți împarte exact la 4. Nu. Nu se împarte? Nu. În 2 se împarte? Da. Cât face? Deci, 15 și 15. Nu, 32 e zis mai înainte. În două bucăți. Deci tot e 32. Da, 16. Asta, 16. Deci asta este 16. Și asta la tot 16. Și acum, ca să fie 4, ce fac cu 16? În cât îl împar pe 16? 4. Mai pe 16, în 2. În 2. Da, și iar pe 16 ăsta în 2, așa? 8 în 8. 8, 8, 8, 8. Deci, câte bucăți sunt? 4 din 8. Deci 32 împărțit la 4, deci 32, când îl împărțim în 4 bucăți egale, 32 împărțit la 4 este egal cu cât? Cu 8. Și acum, după ce ai aflat cât are, cât e el în sfert, Mario are un an mai puțin decât un sfert din vârsta ta. Adică 7. 7. Ca mine! Exact așa! Nu mă gândeam eu mai bine! Deci vezi și tare problema? Dar n-am să mă prind. Deci atenție mult de ce am spus aici. Am spus, are, adevărat că am. Deci are un sfert mai puțin decât vârsta tatălui. Un an mai puțin decât, nu? Decât sfertul. Cât este ceasul? 6. 6, da? Fix. Ia să vă spun. Sinteză la oare. Ce spunem că am făcut la prima parte? Spunem că am făcut adunări și sfere. Deci adunări și sfere. Care dă rezultatul zero. Adunări și scădere. Și metri. Care au fost preluate din etapa anterioară, nu? Care au fost preluate din etapa anterioară. Și acum să ne spun prietenii noștri, în paranteză, învățător. A fost o formă de început a educației matematice, da? O formă de
chem pe David și pe ceilalți care sunt. Pentru inclusia mare. Da, vrei să aș intitula lecția asta Inducția matematică la clasa 1. Inducția matematică? Inducția matematică. Este la clasa 1, bineînțelesul lui. Matematică. La clasa 1. Foarte tare chestia. Mai aveți un pic să răspunzi la nici la facultate. La casa întâi. Ideea e, a prins-o asta, m-a furat foarte tare. Am făcut suma aceea. Așa? Da. A, o sumă ați făcut. Uite așa, suma e ca cu 1 minus 2 minus 3 plus 4. Hai, face 0, nu? Când mi-a dat la următoarea, cu 1 minus 2 minus 3 plus 4 plus 5. Și minus acum. Plus 5 minus 6 minus 7 plus 8. Exact. Da. Și ceea ce mi-a trebuit mie este să nu mai fac bucata asta. De așa am muncit mai mult. La instituția asta, ăsta e felul meu. Deci asta face zero și muncim la bucata asta. Și asta face un jocul zero. Și am ajuns până când el a simțit la chestia asta. La început a simțit-o de la patru, așa, dar în etapa a doua, a treia, a simțit-o și chiar a mers el să pună bucata. Deci când el mi-a propus bucata de câte patru... A știut că a înțeles. Am înțeles, am știut că a înțeles. Deci prima parte a inducției, când se crea, etapa integrată. Deci asta am spus. Vă spune pe tăciune, nu știu. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, la revedere!